Amatorii sportului se reunesc în perioada 23-30 septembrie la evenimentele organizate în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, cu genericul Be Active. Timp de o săptămână, în Moldova sunt organizate activități sportive precum fotbal pe plajă, volei, padel, tenis și judo, unde sunt așteptate peste 10.000 de persoane, printre care antrenori, sportivi experimentați, dar și amatori entuziaști, precum și sportivi cu nevoi speciale. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul Uniunii Europene. Aici, în Parcul la Izvor, s-a început duminică 22 septembrie Săptămâna Europeană a Sportului în Republica Moldova, care va continua în următoarele zile în 8 raioane ale țării și în capitală. Organizatorii susțin că scopul acestui eveniment este de a promova un mod activ și sănătos de viață, dar totodată de a încuraja populația să facă exerciții fizice. Marți, 24 septembrie, se va da startul de alergare în satul Cârpineni, un eveniment dedicat celor 110 refugiați din Ucraina stabiliți în această localitate. Pentru ei va fi organizat un maraton, cu ei vor alerga și localnicii din satul Cârpineni. După ce avem pauză și la data de 28 avem Kids Maraton, deci alergări pentru copilași, va fi foarte frumos, foarte multă lume, mulți copii, multe activități. Iar pe data de 29, în cadrul maratonului de Chișinău, vor fi organizate paralel și alte alergări în raioanele cheie din țara noastră. Ziua de sâmbătă, 28 septembrie, va fi dedicată copiilor. În Piața Maria Dunării Naționale sunt așteptați peste 2.000 de copii. În premieră se va desfășura un meci caritabil de tenis între doi campioni, iar din banii colectați din vânzarea biletelor se va procura utilaj special pentru sportivii cu nevoi speciale. Vor fi instalate monitoare în aceste raioane și va fi dat start la tot maratonul pe toată țara. Este un eveniment de fapt unic, prima dată când va avea loc așa, un așa tip de maraton pe toată țara, concomitent se vor porni. Și evenimentul cheie din Săptămâna Europeană a Sportului va avea loc 5 octombrie la Arena Chișinău, unde va juca Radu Albut cu un sportiv din România. Și toți banii care vor fi câștigați vor fi donați Federației Sporturilor cu Dizabilități. În 2023, Ministerul Educației și Cercetării a obținut pentru prima dată suport financiar din partea Uniunii Europene în valoare de 30.000 de euro pentru a organiza Săptămâna Europeană a Sportului în întreaga țară. Anul acesta, Uniunea Europeană a acordat o sumă mai mare. Anul acesta ne-am dorit cumva să ne extindem și să facem acest eveniment mult mai larg și am apelat către Federația Sportului pentru Toți, care este o federație nou creată și responsabilă, de fapt, de evenimentele de masă. Și în consorțiu cu această federație, iarăși am scris un proiect cu privire la acest eveniment și Uniunea Europeană ne-a oferit 36.000 de euro pentru acest eveniment. Prima ediție a Săptămânii Europene a Sportului în țara noastră a avut loc în anul 2016.